Bună seara, bine ați venit. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că v-ați sacrificat din timp să ajungeți în seara asta la noi. Personal, pentru mine este o satisfacție să reușesc într-o primă etapă realizarea unui proiect pornit de acum 2 ani de zile, din 2017, de când am preluat mandatul de subprefect al județului Bacău și am călcat în Palatul Administrativ, având această calitate, a fost primul gând de a reabilita această clădire. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, am acționat pe două direcții. Pe de o parte, pe refacerea și întreținerea clădirii, refacerea fațadelor, ceea ce era mai deteriorat, și pe de altă parte să asigur un iluminat arhitectural care să scoată în evidență frumusețea emblematică a acestei clădiri pentru județul Bacău. Cred că sunteți cu toții de acord că Palatul Administrativ este un monument excepțional, așa este și catalogat la nivelul țării. Este un monument din patrimoniu, monument național și cu conotații universale. Ca atare, având în vedere importanța acestei clădiri, am crezut și cred în continuare că e bine să reușim să împăcăm istoria, să scoatem în evidență ceea ce este frumos din orașul nostru și din județ, aici unde se dă ora exactă în administrație. Am să fac un scurt istoric. Palatul Administrativ, deși că aici cel mai bine istoria o cunoaște domnul arhitect Angel, am să fac prezentarea celor care sunt în fața noastră, așa ar fi trebuit să încep. Doamna director Simona Drob, de la Cultură, doamna director a Direcției de Cultură, domnul arhitect Angel, un reputat specialist în restaurare monumente, de care ne bucurăm să-l avem în Bacău, și care acum 30 de ani a realizat refacerea fațadei, nu numai fațadei, a întregii clădiri. Domnul deputat Dunavă, domnul deputat Ilișanu și reprezentantul firmei Electromagnetica București. Palatul Administrativ a fost construit în 1889 de domnul printr-un proiect câștigat de arhitectul Paul Petricu sub titlul Dreptatea și a avut succesiv tribunal trei funcțiuni, tribunal, parchet și de-a lungul timpului corpul portereilor, barou avocaților, avocatul statului și acum găzduiește instituția prefectului și Consiliul Județean. Ca atare, în 2017, când am intrat în clădire, primul lucru de care m-am izbit au fost scările. Al doilea lucru de care l-am văzut au fost geamurile, care știți foarte bine, cred că majoritatea dumneavoastră le vedeau că arătau ca o clădire părăsită. Am reușit prin solicitări la nivel guvernamental să obținem, nu fondurile pe care le-am solicitat inițial, o mică parte și am refăcut în 2017, am reușit să refacem intrarea din spate și cercevelele de la geamuri plus schimbarea geamului, de așa natură încât să asigurăm oarecare funcționalitate a mansardei și a intrării.
Ulterior, în urma eforturilor depuse către Direcția Generală de Logistică și Ministerul de Interne, am reușit să obținem alte fonduri, nu suficiente, dar care să refacă, să încercăm să refacem fațada, pentru că, așa cum bine știți, sus cădea tencuiala, aveam și probleme cu cu umezeala în interiorul clădirii. Ploua pe holuri, știți foarte bine cum arăta clădirea. După inspecția de ghele de la București, am reușit să obținem o parte din fonduri, am reușit să contractăm și să facem un tratament al fațadelor, care aici domnul arhitect Angel poate să explice din punct de vedere tehnic, pentru că toate lucrările s-au desfășurat sub controlul Direcției de Cultură și sub patronajul, sub supervizarea domnului arhitect Angel. Culminând la un moment dat în 2019 cu o mică sumă de bani care am alocat-o doar pentru a echilibra culorile de pe ceramica de pe clădire. Ulterior, tot în decembrie, am început demersuri de a găsi o soluție, ținând cont că noi ca și buget și ca și investiții, nu avem un buget foarte mare, să găsim o soluție de a ilumina arhitectural clădirea, de a o scoate în evidență. Să-i scoatem frumusețea acestei clădiri în evidență. Am încercat inițial cu Delgas Grid. Ideea mea a venit de la o investiție care a realizat-o la liceul pedagogic, unde au schimbat, dacă țineți dumneavoastră minte, acum câteva luni, dacă nu mă înșel, în noiembrie sau în decembrie anul trecut, au schimbat toată instalația de iluminat Delgas Grid-ul și am încercat cu dânsii să fac acest proiect. Din păcate n-a ieșit, suma era mare. Am găsit înțelegere la Electromagnetica București, firmă românească, producătoare de corpuri de iluminat, care au realizat niște prototipuri pentru această clădire. Prototipurile tip LED au fost realizate undeva într-un decurs de 2-3 luni și în urma protocolului semnat le-am amplasat pe clădire. Deci, ca atare, instituția noastră nu a plătit nimic costurile de montare, de fabricare și schimbarea instalației electrice a fost suportată de Electromagnetica ESA. Aș vrea să-l rog pe domnul arhitect Angel să spună pe scurt operațiunile care s-au desfășurat de restaurarea clădirei cât s-a putut în banii pe care i-am avut, pe de-o parte. Aș vrea să mai adaug eu ceva, faptul că am găsit înțelegere la Muzeul Iulian Antonescu să restaurez ușile. Și am reușit prin cu dânsii să restaurăm ușile, să le refacem în forma inițială. Noi plătim doar materialele și dânsii executând manopera. Ați văzut toate ușile de jur împrejurul clădirii. Plus cadranul de la ceas, care din păcate deocamdată nu funcționează, dar încercăm să găsim soluții. Am găsit cine poate să ne-l facă, dar încercăm să găsim soluții de finanțare ca să-l poată realiza. La muzeu, pentru că sunt restauratori. Da, exact de asta și pentru faptul că pentru a reduce costurile, că dacă aș fi făcut cu altcineva, ar fi trebuit, unu, autorizat de către Direcția de Cultură, doi, costurile ar fi fost mult mai mari. Așa noi am scutit manopera. Tot ce am lucrat în această instituție, pe palierele pe care vi le-am arătat, au fost în condiții de eficiență și eficacitate, fără cheltuieli inutile, încercând să mergem pe economie, dar nu a renunțat la calitate.
Aici domnul arhitect poate să ne spună mai multe despre cum s-a realizat lucrarea de fațadă, după care o să-l rog pe domnul Bogdan să ne spună despre iluminat. Vă rog, domnul arhitect. S-au găsit niște soluții pentru spălare fațadă, că de fapt asta s-a întâmplat. O substanță care am lăsat-o câteva minute să se pătrundă, după care cu jet de apă am spălat fațada, după care, după ce s-a zvântat, am dat o altă substanță ca să întăresc tencuiala. Că ea, în timp, 30 de ani, nu mai a apărut fisuri. Dar, norocul meu, am folosit jetul de apă de departe, ca să nu o distrug. Da. Acum vă dau și un alt argument. Am fost în excursie în Israel, la Sfântul Mormânt, se restaura curtea interioară, exact ce am făcut eu. Pentru mine a fost un alt argument foarte important. Exact ca și în 1989, când am restaurat fațada, am văzut cum se restaura Louvre cu jet de nisip. Așa am făcut și aici. Ca să nu depistam elementele ceramice care au căzut la cutremurul din 40. Și ei le-au făcut din beton și le-au vopsit pe toate. Ca să semene. Și eu le-am găsit că 1800 de piese au căzut și le-am refăcut într-un atelier de sculptură, aici în Bacău, cu cuptor, s-au ars și s-au pus pe perete. Toate elementele ceramice, pentru că au fost arse diferit, ca timpi, au avut culori diferite. Și atunci am încercat cu o altă chestie să le uniformizez, ca să arate fațada unitară. Asta a fost toată problema mea. Iar sus, la mansardă, când am refăcut tâmplăria, nu vă spun câți porumbei morți am scos din podul casei. Pentru că vreau să completez, în jur de 30 de tone de modus, am scos de sus. De sus, din mansardă. Adunate de ce? De-a lungul timpului. De rămături. Mizerie. 30 de tone? 30 de tone. Înseamnă că e mai ușor podul cu 30 de tone. Mai ușor podul. A fost și pe o parte și pe cealaltă, vă spun, clădirea este extrem de interesantă. Eu sunt fascinat de ea. A trebuit să ne dați și nouă. Și o să vă dau o chiar aș vrea să mergeți să vizitați podul, poate nu se asta, odată când doriți să vizitați podul, să vedeți că acolo au fost apartamente, au fost construite apartamente, este un lift, este o cabină de lift, unde e nefuncțional. Nefuncțional. Tocmai de asta... Ce vechime are liftul? E de 6 persoane. Vechime? A, e la începutul comunismului. 56. Deci nu... 56. Da. Și a fost și un mare rezervor de apă, care l-am dat jos pentru că dezechilibra clădirea. Știți când lipsea apă? Nu, atunci, da. Și l-am dezamorsat. Acum 30 de ani. Da. Acum o să văd pe domnul Bogdan să ne spună câte ceva de detalii tehnice. Detalii tehnice, scurt pe scurt, și după aia o să vă dau detalii. Bună seara, numele meu pe Dumnezeu Bogdan, al Costorică Bogdan. Am spus solicitării domnului prefect cu mare drag, în special pentru că eu sunt băcăuan la origini, plecat la București, am angajat acolo, dar părinții mei au rămas aici și acolo, că am vrut să fac ceva pe domnul așa. Electromagnetul este un producător de torsul de lumină. Suntem destul de cunoscuți în piață. Să revenim la călărea prefecturii. Am montat în total de 72 de proiectoare de 30 de wați cu lumină neutră de 3000 de K. Am schimbat instalația electrică fără să aducem modificări clădirii. Am păstrat poziția proiectoarelor. Instalația este nouă pe aceeași caneluțe pe care au fost puse. Plus am mai instalat încă 11 proiectoare de 10 wați la geamule de aici, de la etajul superior. Eu cred că a ieșit o lucrare destul de bună, punem clădirea în evidență, nu am exagerat cu lumina, nici prea puțină lumină nu este. Eu zic că e o lucrare de calitate care pune într-adevăr în valoare clădirea. Acum ceilalți trebuie să decide dacă se... Vreau să vă dau câteva detalii financiare. Am făcut un calcul. Lucrările noastre, până în acest moment, mă refer la partea de întreținere a clădirii, se ridică la 55.000 de euro,
mă refer partea de întreținere, ceea ce înseamnă fațadă, scări, cercevele, geamuri, ce s-a schimbat. Și investiția realizată de electromagnetica ESA este de peste 20.000 de euro, care au venit pe clădirea instituției care se pun în valoare Palatul Administrativ. De punctul meu de vedere ca arhitect, îmi place foarte mult cum arată iluminată clădirea. E foarte important să o vin palat. Că noi nu prea avem multe lucruri de palat. Eu vreau să vă spun ca să fac trecerea către domnul deputat Nicola și domnul deputat Ilișanu. Am făcut demersuri în fiecare an, am cerut sume foarte mari de bani, mari. Eu zic corecte de bani care să asigure reparația capitală a acestei clădiri. Pentru că această clădire, noi ce am făcut acum, e doar întreținere. Doar ceea ce se poate face într-un mod normal, în sumele pe care vi le-am spus. Ca ordine de mărime, suma necesară ar fi de undeva 6 milioane de euro să refacem această clădire interior-exterior, acoperiș care necesită reparații neapărat și fațadele din spate care n-au fost reparate. Ca atare, am încercat mai multe variante, în fiecare an am cerut pe buget acești bani. Am încercat accesarea Ministerului Culturii prin ordonanța de finanțare care dă posibilitatea finanțării multianuale. Deocamdată nu am primit aprobare, dar documentația este depusă. Pe de altă parte, ne-am străduit, și aici domnul deputat Dunava poate să ne spună prin ce metode să trecem această clădire din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Consiliului Județean. Vă rog, domnul deputat. Da, mulțumesc, domnul subprefect. Echipa de parlamentare PSD Bacău a inițiat până în prezent 3 proiecte de lege, din care 2 au devenit lege. Un al treilea proiect este în procedură parlamentară. Din păcate, primele 2 proiecte de lege au fost declarate neconstituționale. Toate cele 3 proiecte de lege au ca obiect trecerea din domeniul public al statului, această clădire care este de interes istoric și județean foarte mare pentru noi, și de aceea încă de la începutul mandatului ne-am dorit să alocăm bani după cum pentru a restaura această clădire. După cum a precizat domnul subprefect, suma este o sumă, să zicem, destul de mare, aproximativ 6 milioane de euro. Demersurile făcute de către reprezentantul Guvernului în teritoriu pentru solicitarea acestor bani, nefiind finalizate, ca să zic așa, în totalitate, adică s-au alocat parțial sume foarte mici, am găsit această soluție politică, să trecem această clădire din domeniul public al statului în domeniul public al Consiliului Județean și să alocăm bani de la Consiliul Județean pentru restaurarea și reabilitarea acestei clădiri. Din păcate, primele 2 proiecte de hotărâre care au devenit legi au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională. În urma sesizărilor făcute de către președintele Iohannis, că așa s-a întâmplat, nu pot să nu precizez acest aspect. Primul proiect de hotărâre, prima lege, a fost declarată neconstituțională pentru că nu s-a respectat principiul bicameralismului. Și cred că reprezintă interes să vă explic puțin ce s-a întâmplat atunci, pentru că vă dați seama, când inițiem și noi un proiect de hotărâre, ne gândim să nu încălcăm principiul bicameralismului și alte principii constituționale. Practic, de-a lungul timpului, majoritatea proiectelor de acest gen, de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al unui UAT, a unui bun care face parte din domeniul public al statului, în urma sesizărilor, ori a președintelui țării, ori a celorlalte partide politice din opoziție,
care au fost făcute numai atunci când au avut interes, repet, pentru că unele proiecte de genul ăsta au trecut de Parlament și s-a reușit trecerea acestor bunuri din domeniul public al statului, în domeniul public al UAT-urilor, au fost declarate neconstituționale, motivat de faptul că se încalcă principiul separațiilor puterilor în stat și motivat de faptul că legea trebuie să reglementeze situații generale și nu situații particulare și trebuie aplicată permanent pentru situații de un anumit tip. Atunci, la primul proiect de hotărâre, am încercat și modificarea legii 213/98, care reglementează trecerea bunurilor din domeniul public al statului în domeniul public al UAT-urilor, în sensul că, așa cum era legea 213, preciza că aceste treceri se pot face doar prin hotărâri de guvern. A ajuns proiectul nostru la prima cameră sesizată. Inițial, prima parte din proiect se referea doar la trecerea efectivă a acestei clădiri din domeniul public al statului, în domeniul Consiliului UAT-ului, în domeniul Consiliului Județean Bacău. Când a trecut de prima cameră sesizată, care a fost Senatul și a ajuns la Camera Deputaților, am adăugat un articol 2 roman, că așa se cheamă în acel proiect de hotărâre, și am modificat și articolul 9 aliniatul 1 din legea 213. Noi atunci am încercat o procedură nouă parlamentară, ca să zic așa, practic am retrimis ceea ce nu s-a făcut până atunci de la Camera Deputaților la Senat, deci de la a doua cameră sesizată la prima cameră sesizată proiectul de hotărâre ca să se mai pronunțe odată pe el, să se mai voteze pe partea care nu s-a discutat prima dată în prima cameră sesizată. A fost o neînțelegere acolo la Senat, au zis că e bine așa, că a fost retrimis, că au luat act, să-i dăm drumul așa, a fost trimis la promulgare și a fost declarat neconstituțional motivat de faptul că s-a încălcat principiul bicameralismului. Al doilea proiect de hotărâre l-am refăcut, au trecut ambele puncte, și punctul 1 roman și punctul 2 roman pe care vi le-am prezentat de ambele camere. Ce scuze că da. Vreau să-i mulțumesc doamnei director de la Cultură. Doamna director a fost un sprijin permanent pentru noi. Poate face și noi o conferință de voie. Dacă are voie. Eu vreau să vă felicit că ați reușit să puneți într-o nouă lumină, știu, o masă. Eu mă bucur că ați venit la asta aici, mă, ca să vă vedem. Da. Noi să știți că doamna a fost extrem de comunicativă cu noi. Trebuie aprobare de undeva ca să facă o conferință de presă? N-am înțeles. Va trebui să obțin o aprobare de la cineva ca să... Nu, adică noi... A, n-ați reușit să discutați cu presă? Niciodată. Deci niciodată. Nici o conferință de presă. Pare rău că să se spune. Eu am un punct de punct de vedere. Practic, exact ce ne-a fost de folos nouă, a fost extrem, extrem de deschisă. Vă spun cinstit, ca să nu zic că a venit cu soluții constructive la tot ce am avut noi aici. Pentru că știți foarte bine că avizele se obțin foarte greu pe ceea ce înseamnă monument de patrimoniu. Foarte greu. Și a fost... eu dau cezarului ce ia cezarului, să știți. Da. 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 Mai sunt foarte multe clădiri. Da. Acum am intervenit când s-a plecat și am vrut să punctez. A doua lege a fost declarată neconstituțională, așa cum vă explicam, motivat de faptul că s-a încălcat principiul separației puterilor în stat, deoarece legea trebuie să reglementeze situații cu caracter general și nu situații particulare. Am depus și un al treilea proiect de hotărâre și l-am depus motivat de faptul că în timp ce noi am inițiat aceste demersuri și am reușit să inițiem și să facem două legi care au trecut de către Parlament, au fost alte legi cu același subiect care au trecut de Parlament și nu au fost contestate.
Și ne gândim că e corect că dacă alte legi sunt contestate, trec de Parlament, intră în vigoare și produc efectele și nu se întâmplă nimic, poate la un moment dat se gândește, nu știu, cineva, opoziția, domnul președinte, să nu mai facă aceste sesizări de neconstituționale asupra acest, de neconstituționalitate asupra acestui proiect. Dar are importanță a statului român pentru că... Pot să vă răspund. Nu, n-are importanță. Vă rog eu că răspund. N-are importanță, dar vă spun, e problemă de finanțare. Dar este o problemă de finanțare. Asta am explicat la început. Am explicat că datorită faptului că practic guvernul nu și-a alocat guvernului, deci, da? Eu practic... Nu. Stați un pic. Domnul Cătăr, eu nu vreau să duc într-o zonă politică, o țin în zona administrativă. Eu vă spun care sunt procedurile pentru a obține finanțare de la, indiferent ce guvern este, ce culoare are. Știți foarte bine că de 30 de ani această clădire, nu știu dacă s-a dat un var. De asemenea, iluminatul s-a făcut acum 16 ani. Ceea ce s-a reușit acum, s-a reușit prin mari eforturi, mici, mari, a avut efect. Dar vă spun care e procedura... Reprezentanții statului român. Domnul Cătăr, dați-mi voi. Reprezentanții statului român trebuie să urmeze niște proceduri. Procedurile de la de obținerea fondurilor prin Ministerul de Interne sunt extrem, extrem de grele. Indiferent cine este la putere. Poate să fie oricine. O să vină și altcineva și o să se vadă diferența. Dar pentru finanțare rapidă și a intra acest palat administrativ în reparație capitală, se poate face local, prin alocare directă. Noi suntem ordonatori terțiari de credite, nu suntem principali, Consiliul Județean repartizează fonduri. El poate să-și repartizeze fonduri din punctul ăsta de vedere să repare. Asta era diferența, nu altceva. În rest... Și noi pentru asta am inițiat acest proiect. Asta a fost motivul. Nu că aparține cuiva. Ca atare o să vă răspund și... Știți ce se întâmplă? Acum legea... Pentru că procedurile prin Ministerul de Interne sunt foarte și plus mai e ceva. Noi suntem foarte greu se finanțează instituțiile prefectului. Și alte proceduri de finanțare față de procedurile de finanțare. Dar vă gândiți că în 30... Care se pot face de către Consiliul Județean. Cine? Deci, nu e vorba doar de asta. Eu vă spun că știu ce înseamnă politică bugetară din punctul ăsta de vedere. Lucrez în Ministerul de Interne din 2007. Am încercat să găsim soluții, să chivernisim niște bani dintr-o parte în alta, să-i mutăm de așa natură încât să dăm valoare clădirii. Din alt punct de vedere, vă spun, foarte greu să obțin bani de finanțare, 6 milioane de euro, nu știu dacă are bugetul întregii 42 de instituții ale prefectului. Se finanțează câte o clădire. Gândiți-vă, poliția. Știți foarte... Ați văzut ce să vă mai zic mai mult. Încercăm să găsim soluții, nu justificări. Asta e cel mai important. Și mai mult decât atât, când ordonanța care a aprobat codul administrativ, s-a găsit o soluție și asta vreau să vă prezint, pentru ca să nu vă ținem extrem de mult. O soluție în care, pentru finanțare... Probabil că am intrat în prea multe detalii juridice care plictisesc, care plictisesc. Păi așa spuneți ca să... Sau care plictisesc, da. În Parlament noi am mai votat proiecte de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al județului sau OAT-ului. Deci nu este primul proiect. Dar din noroc, probabil, pentru celelalte proiecte sau din ghinion pentru al nostru, n-au fost contestate. Ba chiar am eu în ultimii 2 ani de activitate parlamentară, am avut eu la comisii 2 proiecte. 2 proiecte pe care, dacă în 15 minute pot să vi le zic. Unul la Timișoara și unul la Tulcea. Pe aceeași speță. Nu au fost contestate, au trecut CJ-urile... Da, CJ-urile și-au făcut investițiile. CJ-urile s-au făcut... Nu a fost pe
pe palat administrativ, dar au fost tot pe un domeniu, pe terenuri, pe faleza de la Tulcea. Să punctăm ultima chestiune și după aia aș vrea să mulțumesc și eu. Ca echipă, am făcut toate demersurile și facem toate demersurile pentru găsirea unei soluții de finanțare. Prin apariția codului administrativ, s-a abrogat legea 213 pe 1998, care reglementează trecerea bunurilor din domeniul public al statului în domeniul OAT-urilor. Și avem o soluție de trecere din domeniul public al statului în domeniul Consiliului Județean Bacău, sub condiția reabilitării acestei clădiri. Adică trece de la Ministerul de Interne la Consiliul Județean Bacău. Îl finanțează și dacă nu mai trece înapoi. Dacă nu îl finanțează, trece înapoi oricum. Deci îi se ia dreptul de finanțare. Dacă nu îl finanțează și nu îl termină într-o anumită perioadă. Deci așa se face proiectul de hotărâre. Cam asta. Adică, deci, practic, trece sub condiția finanțării obiectivului pe un proiect, nu știu, reabilitare și așa mai departe, și se poate face prin hotărâri de guvern. Încercăm și această soluție. Da. Păi, a apărut în iulie, august. De-abia a apărut legea. Începe sesiunea. Adică, da. Inițiem și acest proiect. Și avem și celălalt proiect de lege care este oricum, în curs. Ce vreau să vă spun, ca să... Oricum noi, ca, eu să, din punctul ăsta de vedere, o să continui demersul de finanțare a acestei clădiri, acestui palat administrativ, indiferent de demersurile pe care le fac colegii noștri. Am solicitat și acum la rectificare creditele necesare pentru refacerea fațadei și pentru la anul, pentru acoperiș. Deci cam asta am vrut să punctez. Din alt punct de vedere, chiar aș vrea să-i mulțumesc partenerilor de la Electromagnetica pentru faptul că au înțeles că trebuie să scoatem în evidență acest palat administrativ, această clădire emblematică pentru Bacău, și au fost dispuși să finanțeze iluminatul arhitectural. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc și domnilor de la SSPM, domnului Nicu Zaharia nu este de față, dar domnul reprezentantul care am vorbit cel puțin în ultimele seri de nenumărate ori, domnul Mihai Bălan, domnul inginer Mihai Bălan, care ne-a ajutat să facem conexiunile pentru iluminatul din exterior către interior, pentru că e legat la iluminatul public. Partea din proiectul vechi. Da, să sperăm că nu. Oricum avem soluția alternativă, să știți. Soluția alternativă este că noi vrem să continuăm acest lucru, dar nu n-aș vrea să punem un iluminat nou pe o clădire care, pe o parte care nu e refăcută. S-ar vedea toate imperfecțiunile. Cam așa ar trebui făcute lucrurile, așa le văd eu. Deci cam asta am vrut să scoatem în legi. Acum, dacă aveți întrebări, sunt disponibil la orice întrebare. 52 de proiectoare, a spus că ce putere au? 30 de bați. 30 de bați, iar cele 11 au? 10 de bați. Spre interior. Permiteți să fac o adăugire și pun o întrebare de rog, așa. Adăugire. Este pentru prima dată în 30 de ani când un arhitect participă la un proiect al unei instituții al județului Bacău. Și eu salut la prezența domnului Angel, care este un specialist pe mobilier urban. Salut, firesc, și chiar dacă se pare ca o apreciere, care nu știu, o apreciere, faptul că prezența domnului Angel se salvește domnul Sfânt. Este pentru prima dată, vă spun, sunteți primul elitar, dar apoi de altfel, când un arhitect este consultat de 30 de ani, cum să arate bucățele din orașul ăsta. Am făcut recomandări de-a lungul carierei mele tuturor celor care au fost.
primarul, președintele Consiliului Județean, și alții de militar, să se adreseze. Nu se poate face ceva fără arhitect. Nu se poate. Și salut acest lucru făcut de domnul subprefect, ca un lucru, a spune, care se constituie în început și să arate că cât de mult poate să contribuie un arhitect la ceea ce înseamnă orașul nostru. În multe privințe, nu mai în întâlnirea aceasta. Și întrebarea retorică, când vom vedea domnul Bogdan, domnul subprefect și palatul hotelului Mărășești, acolo, Teatrul Bacului, ce să fie retorică întrebarea? Din punctul meu de vedere, nu pot să răspund eu. Da. Da. Nu e în competența reprezentantului guvernului. Da, știu, dar vreau să vă spun un lucru. Vă spun sincer că chiar pentru mine e o satisfacție și mă bucur că sunteți alături de mine și de noi. Vreau să vă spun că chiar am simțit ca un proiect de suflet. Nu credeam la un moment dat că o să reușesc măcar să fac o mică parte. Da, bucățică, nici nu mă gândeam că am să reușesc la un moment dat să aduc electromagnetica, să aloce o sumă de bani, să construiască acele prototipuri, să fie parteneri cu noi. Prototipuri. Păi este singura soluție legală, nu-i sponsorizare. E o mare diferență. Nu este sponsorizare către instituția prefectului. E testarea prototipului lansat de dânsii pe piață, pentru iluminat arhitectural. Nu sunt făcute. Dacă aș vrea să mai cumpăr un asemenea tip de proiector, nu-l găsesc. E prima locație. Deci, și vă spun că noi tot discutăm și am tot încercat să ajungem la o soluție de undeva din decembrie. Am semnat protocolul undeva în aprilie, cu multe drumuri, demersuri către București și acum a dat Dumnezeu să fie pus în funcțiune. Da. Cam asta am. Vreau să mulțumesc și domnului arhitect Angel, apropo de ce a spus dumneavoastră, nu poți să fii specialist decât într-un domeniu. Fiecare om e specialist pe ceva. Ca atare, cuvântul specialistului e mai important decât cuvântul celui care conduce. Da. Să prototipul, faptul că l-ați folosit numai aici, în o altă parte, v-a permis legal ca să faceți cuplarea fără să pretindeți bani la... Exact, pentru că noi, practic, și testăm corpul nostru cu această ocazie. E o formă de juridică de parteneriat. Noi punem clădirea, dânsi și pun prototipul. Iluminează clădirea, rezultatul este același, dar nu intră în patrimoniu, în contabilitatea instituției noastre. Cheltuiala asta, nu? Această cheltuială. Deci nu intră în... Dumneavoastră vă faceți cumva un nume, nu? Sau un regim? Evident că își face un nume. Este firesc. E urmarea firească. Gândiți-vă, renumele îl face însăși clădirea. Dacă reușește să pună în valoare clădirea, și cu acest tip de prototip, înseamnă că un om simplu s-ar fi întrebat oricare dintre băcuvanți, cine ar fi dispus să cheltui 20.000 de euro în favoarea altcuiva, chiar dacă e instituția prefectului, fără să aibă un... Da, eventual poate că își deduc cheltuiala și de an. Deci, știți ce se întâmplă, vă spun așa, că gândiți-vă că această, dacă iese bine, va fi promovată. Ca atare, dânșii își vor promova produsele din punctul ăsta de vedere. E un lucru clar. Nu o facem noi. Și o fac dânșii. Noi am pus doar clădirea și am încercat să scoatem în evidență frumusețea acestei clădiri. Atât. Vă rog. Sunt un alt funcționar public. Au o datorie de trecutul orașului. De exemplu, mai este și Casa Alexandrei, pe care da, s-a luat-o și nu văd că nu se întâmplă nimic, și Casa Rafael, pe care e adevărat în la primărie. Știu să vă răspund la întrebare, deși nu este în atributul meu, deci nu este, chiar nu e în fișa postului, ca să zic a mea.
Dar știu despre ce e vorba și chiar eu le-am recomandat pe domnul arhitect Angel, aici de față, să facă restaurarea la Casa Alexandrei, care e luată de Consiliul Județean. Și care este situația în acest moment cu Casa Alexandrei? Nu știu, repet încă o dată, este Consiliul Județean. Ar însemna ca eu să mă trec peste... Eu sunt instituția prefectului, nu Consiliul Județean. Nu e în fișa postului la mine. Repet, nu sunt om politic. Ar fi, după ce îmi termin mandatul, deocamdată sunt funcționar sau un alt funcționar public. Dacă treceam în rândul demnitarilor și semnam pentru un partid, eram om politic. Deocamdată, asta este situația. Și o spun chiar cu sinceritate, chiar sunt un pur funcționar public. Așa-s format de 23-24 de ani. Da, corect, a avut statui care au căzut la cu tremur. Am încercat să găsim formele inițiale, nu le-am identificat decât din poză. Am o poză foarte, foarte veche. Ca să le refacem după forma inițială. Păi, nu, dar nu mai sunt. În momentul când a căzut. 5. Vă rog. Și-a căzut în prezența când v-ați în considerare și locul de revacare de locul palatului administrativ, pentru că este nevoie și de asta, una la mână, și doi, dacă ați reușit să faceți un parteneriat privat cu electromagnet, ca v-ați în considerare să se mute puțin și la primărie, pentru că este... Vă spun un... Deci, parteneriatul este doar parteneriatul între instituția prefectului și electromagnetica. Parcarea aparține instituției prefectului și este împărțită cu Consiliul Județean, pentru că noi anul trecut am anunțat, atunci când am făcut bilanțul instituției prefectului, anul trecut am reușit intabularea. Până atunci, acel teren aparținea undeva, ba primărie pentru o hotărâre de Consiliu Local, ba împărțită cu Consiliul Județean. De-abia acum, de anul trecut, undeva în octombrie, am reușit intabularea și acum parcarea aparține instituției prefectului. Dar aici avem o problemă legată de faptul că avem aglomerarea mare din cauza magazinului din dreapta sau Profi. Da? Și nu trebuie să facem un parteneriat, trebuie să facem ordine. Aici ține de ordine, nu de parteneriat. Mai e o problemă care nu vreau să deranjeze nici cetățenii care locuiesc în zonă, unde nu au locuri de parcare, ca să putem întâi să terminăm clădirea și după aia reușim să facem și parcarea. Dar să terminăm noi clădirea. Parcarea e mai ușor de făcut. Vă rog. Nu știu dacă are autorizație, dar presupun că are, pentru că inițial a fost, știți că la 100 de metri, aici putem, îmi pare rău că nu mai este doamna director de la Direcția de Cultură, că v-ar fi răspuns dânsa dacă a avut autorizație de la dânsii sau nu. N-am de unde să știu dacă au avut sau nu, dar presupun că da, în condițiile în care inițial a fost un restaurant, după aia transformat în magazin. Și cred că au avut, pentru că e prea aproape, eu știu că sunt destul de... Nu, mă refer la aviz de la Direcția de Cultură. Dacă nu au aviz de la Direcția de Cultură, 100 de metri de jur împrejur acestei clădiri, trebuie aviz de la Direcția de Cultură, că nu afectează tot ce lângă o clădire de patrimoniu. Clădiri de patrimoniu. Tot. N-are cum să nu ceară. Dacă nu cere să sesizeze Direcția de Cultură, să știți. Noi am avut situații de genul ăsta, să știți, și pentru această clădire, când am făcut tot ce înseamnă reparație aici, am cerut avizul de la Cultură. I-am luat ca parteneri, dar și am avut discuții legate de ceea ce este în jurul clădirii. Deci au mai fost discuții și știu că dânsii sunt extrem de riguroși în a verifica, mai ales în jurul clădirilor de patrimoniu. Și situația e gravă când, în situația în care nu ai luat aviz, are și o latură sancționatorie. Amenzile sunt foarte mari la cultură. Da.
aici, dacă pe asta vreau să vă răspund, că proiectul nostru inițiat este să include și partea de parcare, care ulterior domnul subiect a reușit să o etaboleze și de să devină. Noi n-am fi putut să transferăm această clădire și terenul, dacă nu era etabolat. Exact. Nu se putea transfera către Consiliul Județean. Ori Consiliul Județean are în vedere. Eu pot să vă spun un lucru. Dacă am fonduri, sigur da. Puteți reprezentat al guvernului în teritoriul. Exact, demersul, eu vă spun că reprezentat al guvernului în teritoriul fac toate demersurile posibile și legale să obțin fondurile necesare. Vă garantez și să urmez toate procedurile legale. Pentru că dacă nu s-ar fi urmat procedurile legale și aș fi primit o simplă hârtie de solicitare, să știți că n-aș fi obținut niciun leu. Ce mi-ar fi dat, aia ar fi fost. Cu centura? Cu centura putem discuta până dimineață, dar pot să vă spun că ne apropiem și cu avizele așa cum trebuie. Suntem cu hidroelectrică, am reușit să mai scoatem cam ultimele avize de care aveam nevoie. Se duc către autorizare către Consiliul Județean pentru ceea ce mai mutare de utilități, când e cel mai dificil. Da. Da. Nu tronsonul 3, deci partea de vest. Și o să înceapă și partea de est, câțiva kilometri. Serata. Da. Mi-e greu să spun, pentru că nu sunt, ca și noastră, nu sunt specialist. Da, ideea este că ce știu și ce este în domeniul meu și ce este în fișa postului și în atribuțiunile mele, pot să răspund. Ce nu e în atributul meu, nu pot să vin să răspund în locul Consiliului Județean sau în locul primăriei sau în locul altor autorități. Am încercat să avem o conferință de presă în care am prins și deputații de Bacău care s-au ocupat de această clădire, de asta, nu din punct de vedere politic, chiar vreau să punctez acest lucru, ci din punct de vedere procedural. Ce s-a încercat să se facă pentru și legal, să se transfere această clădire doar pentru finanțare. Nu e alt motiv. Eu vă spun sincer, indiferent în ce parte se află, dacă această clădire nu este pusă în evidență așa cum trebuie să fie, nu o să respectăm pe cei dinainte. Și dacă vrem să ne respectăm pe noi, trebuie să-i respectăm pe cei care au fost și care au construit. Și vă spun, am citit documentația din 1886 pe proiect, rămâneți surprins cu câtă acuratețe și au notat toate cheltuielile și fiecare proces verbal de ședință de progres, să-i spunem noi, dar fiecare proces verbal de progres. Ce s-a făcut azi? Cine s-a opus? Sub conducerea prefectului. Sub conducerea prefectului. Foarte interesant. Deci asta ar putea fi un argument foarte bun pentru trecerea autorității autorităților locale aceste clădiri. Deci prefectul s-a ocupat de la început. Ați încălcat să fie deschisă și pentru public palata? Sigur. Sigur. Sigur, dar eu vă spun, știți ce aș vrea să vă spun? Ce mi-aș mai dori? Să facem pe cele două holuri, am încercat anul trecut să obținem prin Ministerul Culturii, să facem un hol al Marii Uniri, în care să avem istoricul acestei clădiri pe de o parte, pe de altă parte reprezentanții comunității locale din 1886 până în ziua de azi, care au participat și care au dezvoltat această comunitate și care au adus o plus valoare, deci nu mă refer, care au adus o plus valoare, care într-adevăr au contat. Ce să cumpere? Vederi? Nu există, poate facem noi una. Deci, acum a cinstit. Ce vreau să vă rog? Eu vă mulțumesc tare mult. Dacă nu mai sunt întrebări, chiar apreciez faptul că ați venit. Și vă spun sincer, o să fiu extrem și sunt extrem disponibil pentru fiecare dumneavoastră oricând. O să vă rog să lăsați mail-ul dumneavoastră ca să vă transmitem pozele. Apropo de vederi. Și poftim? Când vă organizați, mergem și vizităm podul.
Dacă vreți, acum e cam întuneric. Dar vreau să-mi lăsați mail-ul ca să trimită domnul Răileanu să vă trimită pozele făcute de pe... Da? Da. Bun. Mulțumim frumos!